Eu am o vedeche cu biografiile Tatiana Niculescu. Mie mi se pare complet admirabilă în acest gen, fapt pentru care toate sau o serie de personaje pe care ori le supramitologizăm, ori le ignorăm, prin viață și mai ales prin viață din istoria lor. De data aceasta, subiectul Tatianei Niculescu calcă pe un teren minat. E foarte greu să calci pe un teren minat și să te aștepți ca primul lucru pe care îl fac oamenii să citească cartea și după aceea să se pronunțe. Te anatemizează, te fac anticreștină, consideră că contribui la un cult al unui personaj ciudat, că nu ești destul de raționalistă sau destul de umanistă ca să te dezbari de o anumită fascinație pentru miraculos și personaje de genul acesta. Deci se află în situația complet inconfortabilă că pentru cei mai mulți dintre oameni care se situează ferm, fie de partea umanismului secular, fie de partea bisericoasă a modului de a vedea credința, nu le convine. Ce nu convine este acest puzzle foarte interesant care e o reconstituire a vieții unui om, care la ora actuală este un subiect de pelerinaj național impresionant, care a fost transformat într-o industrie turistică în medie de 20 de milioane de euro pe an, ceea ce este ceva, care este pavăza șoferilor pentru că se află în geamul mașinilor, care se află în casă adus ca fotografie la bolnav, un om care face parte din zona a ceea ce oamenii ar vrea să rămână, în genere, un miracol pur. Eu însă nu sunt ușa de biserică în privința asta. Vă mărturisesc sincer că am fost la Prislop de mai multe ori, odată pentru că sunt din zona aceea de origine, respectiv la 20 de kilometri din Hunedoara, și am fost de două ori, ultimele două dăți, intenționat. Prima dată când am fost complet deliberat, complet intenționat, să mă rog, agățându-mă de o speranță care atunci părea nebunie, respectiv e vorba de alegerile din noiembrie 2014, când m-am rugat ca Dumnezeu să deștepte mințile poporului nostru și să voteze rezonabil, că altfel suntem pierduți. Și a doua oară a fost acum 2 ani, din rațiuni personale, și vă spun foarte sincer că în momentul în care am făcut drumul invers, când eram pe ultima piatră, am simțit că toate grijile mele se scurg în pământ. Deci, eu am trăit, într-un fel sau altul, această experiență și în zona interesantă a misticului sau miraculosului. Deci, în calitate de persoană care a avut și aceste experiențe, am citit și cartea. În primul rând, cine spune că viața unui personaj care putește între faptul că a fost o persoană reală în istoria ei, a trăit vremurile ei și s-a purtat, fie încercând să se depărteze de ele, fie intrând în ele într-un fel cât s-a putut de decent, multe documente și, din păcate, pentru că nu avem încotro, cea mai substanțială parte a acestei reconstituiri este făcută cu ajutorul instituției care, după regimul de teroare, a instaurat în România regimul de adevăr, adică securitate. Deci, eu sunt așa într-o, cum să vă spun, într-o perplexitate continuă. La modul, Dumnezeu, nu ne-a ajuns că oamenii ăia ne-au hăituit tot timpul și ne-au făcut să trăim pervers, ascuns, bucurat și așa mai departe. Iată acum, ca să ne reconstruim istoria, trebuie să ne folosim de notele lor informative. Din păcate, asta este. Când trăiești într-un asemenea regim și când oamenii pentru niște, zic așa, greșeli minore, adesea inventate, devin subiectul de cercetare de dimineața de la 6 și 10, cum de exemplu era cazul lui, și până în momentul în care se culcă, pentru că ei n-aveau pe vremea aia camere video, că urmărirea era de întreruptă. Când trebuie să reconstitui toată povestea asta, ținând cont de niște informatori, mulți dintre ei fiind chiar călugări sau maici sau alți preoți, pentru că în vremuri atât de tulburi, într-un fel sau altul, oamenii încercau să-și scape pielea. Sigur că o parte care iară va fi probabil foarte controversată și discutată este relația lui Arsenie Goga, fie că îi spunem pictorul, fie că îi spunem călugărul, fie că îi spunem părintele, fie că îi spunem intelectualul, că este toate acestea, cu Julieta, respectiv cu Maica Zamfir, care într-un fel sau altul apare ca un personaj foarte interesant. Cred că Tatiana Niculescu a pus în mare măsură accentul pe faptul că a existat o relație de salvare reciprocă în împrejurări dificile din punct de vedere lumesc între cele două personaje. În același timp, și eu aici cred, sigur că una din problemele obsedante în capetele oamenilor este, domne, un sfânt ar trebui să nu fie atras erotic de absolut nimeni, nu? Ca și când s-a născut castrat, dar mă rog, să trecem peste asta. N-a fost atras erotic de nimeni. Eu cred, sincer, că între cei doi a existat o relație castă. Și mă bazez pe o notă informativă care spune, în care el îi dă replică unui prieten. Deci vorbești cu prieteni și te trezești că tot ce ai vorbit cu ei acolo. Îi spune, nu, n-am nevoie de asta. Pe mine m-a sărutat pe obraz Maica Domnului când eram la Atos. Deci dacă cineva chiar a crezut că a primit sărutarea de iubire supremă și că ea e de natură metafizică și spirituală, și gândește asta cu toată ființa lui, e foarte posibil să nu fie sincer interesat de nicio altă variantă de iubire femeiască în afară de iubirea Maicii Domnului. Putem citi în diverse chei cartea asta. Sunt momente în care... Deci, putem să o citim, cred, însă cu condiția să vedem ceva la autoarea ei. E unul dintre cei mai înțelegători oameni pe care i-am cunoscut eu. Noi trăim într-o cultură a judecării, condamnării, blestemării, infamării și așa mai departe. Tatiana, în tot ce a scris, a demonstrat că ea trăiește în valorile înțelegerii, empatiei, bunăvoinței și faptului de a-ți asuma în întregime umanitatea propriei tale persoane și altora, așa cum este ea, încercând să le deslușești sensurile vieților în condițiile în care nimeni n-a trăit în afara istoriei. Nu suntem existențe atemporale. Eu am citit cartea de 2 ori, deci acum deja sunt în stadiu de trecere de la lectură, că lectura e foarte ușoară, în sensul că ea citită întotdeauna scrie ca un râu. Merge așa pe valul ei și nu ai niciun fel de probleme să duci până la capăt. După care începe partea care se numește studiu. Eu îi mulțumesc din suflet pentru următoarele 3-4 lecturi pe care le voi face. sacră și o stare metafizică cu